Vă dați seama, cunosc gândul unui om. Asta e. Cunosc gândul unui om. Și vă ajută așa în viața de zi cu zi, nu? Adică știți exact. Ajut și pe alții și eu la anumitul gânduri și eu sunt ajutat. Da? Vă dați seama dacă cineva gândește rău despre dumneavoastră imediat? Hai, eu vă spun imediat acum. Ce ați spus acum două zile. Ce am făcut? N-ai pus nimic. Ai fost în domeniu, cumva. Nu în dragoste neapărat. În apropierea asta de încârciu, nu să beste aparat. Nu? Nu, nu, nu. Cu fată, cu tare, cei. De unde știu eu treaba asta? Mă numesc Voicu Florin și sunt ofițer în rezervă în securitate. V-am găsit bine. De când vă căutam? Este ziua credinței, Libia. Pardon, nu Libia, România. Da, genzi din aceștia patogeni ruși. Vreau să vă întreb dacă vi se pare grav, vi se pare... Mi se pare destul grav, să știți. Adică patogeni ruși înseamnă că țara a fost poate condusă de ruși. Ați înțeles? 43, 42, 431, e mai multe. Ați participat în primul la protest? La protest? Da. N-am participat. De ce? Fiindcă n-am fost... să particip. Da, am înțeles. Care aveți de oameni ăștia care practică boicotul acestei alegeri de duminică? Nu este necesar astea. Ar trebui să fie interzise. Pentru că oamenii ăștia sunt fără judecat. De ce credeți că au apărut și în România oameni de ăștia care practică boicotul? Dumnezeu ne-a lăsat om cu femeie, nu bărbat cu bărbat. Ce înseamnă asta? Asta e un blestem de la Dumnezeu, cum ar fi. Și nu e necesar. Și asta... Ați cunoscut vreodată vreun om care practică boicotul? Nu. Niciodată. Nu. Dar dacă ați vedea pe stradă sau duminică la alegeri un om care practică boicotul ăsta, ce i-a spune? Ce l-a sfătui? L-a sfătui ce să-l sfătuiesc? Îl sfătuiesc la poliție cu el. Care este rolul bisericii într-o țară? Deci, teoretic, după părerea mea, ar trebui să încurajeze populația, să-i cheme la, cum să spun, la slujbă și să-i încurajeze. Să-i încurajeze să ce? Să-i încurajeze cu voturile, cu astea, deci... Ar trebui să fie conștienți să spună populației cu cine ar trebui să mergem. Aici sunt două voturi, între bătrân și tineret. Tineretul vă lucrurile altfel. Spuneți că biserica ar trebui să le spună oamenilor cu cine să voteze. Da, da. Să le dea așa un... Da, un impas. Un... Asta e. A doua putere în stat e biserica, da. După câte știu eu. Da. Că acolo te duci, te cardezi, te mai duci să mai plângi la taica părinte, taica părintele îți... Deschide buzunarul și are patrafirul la ajunge pe la genunchi. Sunt și în România din ce în ce mai mulți celibatari. De ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta? Cine e de vină sau... Cine-i dă voie? Legea. Cine să dă voie să fie așa? Păi da, bine și înțeles. Cum să zice să se căsătorească la stare civilă? Nu-i dă... Da, da, da. Atunci? Dar nu vi se pare normal, nu, ca doi celibatari să se căsătorească? Vi se pare... Dar eu am pomenit așa ceva să se însoară... Doi bărbați. Eu n-am pomenit. Numai în străinități, da, mai am văzut la știri. De ce, doamnă, permit așa ceva să se însoare și celibatarii? Că sunt proști, la urmă. Și noi suntem... Și noi cu... suntem normal, frate, că nu ne dă voie unul pe altul. Soț și soții cu un bărbat, cu femei, da, e altfel. Dar să împreună doi bărbați, în România, la noi, nu s-a pomenit. Că dacă ați vedea doi celibatari pe stradă, ați trece pe lângă ei și le-a spune ceva sau... Să se ține de mâna, râde. Tip care spune dumneavoastră. Am băut, am venit acum exact de la un eveniment cât de cât, așa. Ce eveniment? La ora asta. Ați fost la cârciumă aici, nu? Sau unde? Nu. A, nu. Păi la ce eveniment ați fost la ora asta? La cineva. A. La o... Nu, la bar sau la restaurant sau la așa. Și vă spun despre ce e vorba. Eu vă spun ce ani sunteți născut, dacă vreți. Vă spun ce vârstă aveți? După ce vă dați seama? Eu? Din telepatie. A, vă pricepeți la telepatie? Da. Mi-a luat mai mult de 29 de ani aveți. Am înțeles. Ce puteți să mai faceți cu telepatie? Mai mult? Mai mult un pic. Și eu de 29 de ani. Colegul? Cât are? Ia uitați-vă la colegul. Păi nu. E sărit de 40. A, le aveți un pic.
Noi știți ce trebuie să consumăm, că eu știu din bătrâni, varză acră, varză din asta pentru tuse. Eu mă repar cu varză din asta crudă, tai varză din asta crudă, fac ceai, puțină sare și mă repar în două zile cu varză. Scăpăm de coronavirus cu varză, dacă... Scăpăm, cum? Varza și știți ce e bună? Ștevia. Ștevia, zeamă de ștevie. Și cu buzgoi, supe de buzgoi. Se pune și noi scăpăm de asta. Are vreo șansă coronavirusul cu varză și cu sfeclă n-are? Tot sfecla, să vă spun ceva. Acum 3 ani de zile am luat o felie de asta, de sfeclă, și de cât ce am băgat-o aici puțin, parcă mi-a intrat ca un curent în mine. Credeți-mă, și eu nu știam. Credeți că avem nevoie de autostrăzi? Ca să mergem pe ele. Am avea nevoie de autostrăzi? Păi normal că este, să-l mai tamponări, să mai vie. O parte de căruțe, că cu asta alergăm, cu asta muncim, să avem, avem copii cu ce trebuie să țin. Ar trebui să pună și o bandă pentru căruțe pe autostrăzi. Da, ca să nu mai să facă accidente, să se ferească, să mai fie accidente, să se pune stopuri din aia, să mai fie accidente. Scăpăm de el. De cine? De coronavirus. Numai pe inteligență și pe îngrijință și pe, în tot felul să te îngrijești cu tare, ca să fii spălat tot timpul la timp și, cum să vă spun dumneavoastră, să vă înțelegeți mai bine, asta, cât mai consistent să mănânci, cât mai frumos, cât mai, cât ai fi de gândit. Iau noroc cu unii n-au, să chinuie 3-4 ani, să-și facă un bănuț, să-și facă o căsuță sau să-și o garsonieră, și foarte dureros. Pensia alimentară se duce. În 5 ani, 10 ani s-a terminat cu pensionarii.